Accident de circulație într-o intersecție de pe calea Giulești. Sub reclama politica lui Tărăceanu cu Weber. N-au reușit să-i protejez, așa a ieșit un carambol. Să erau parcate sau cum s-a întâmplat? Atâtea mașini să fie implicate. Cel puțin 3. Și gospodarii să facă ordine. Ceva a fost. Unii se pare că s-au tamponat încă acolo și au venit în felul ăsta. Oare ce viteză aveau de ajuns până aici? S-au deschis airbag-urile. Cred că asta e prima vinovată cu numere de Spania. Mai vine poliție dacă nu e destul aici pe loc. Și în condițiile astea intră mașina pe trotuar, pe trecere de pietoni. Ce faci?